Constantin Giurescu, istoric, a venit însă cu o teorie care a stârnit foarte multă agitație, a creat mari probleme. Și anume, el spunea așa, avea o logică. Și spunea așa, contrazic pe Iorga că societatea românească, proto-românească, începuturile poporului român și forma ei de organizare, ar fi fost formată numai din oameni liberi. Pentru că al treilea punct a teoriei lui Iorghe era că toți acești oameni, toți acești țărani, care lucrau pământul în devălmășie, care aveau proprietăți, toți ce am arătat mai devreme, erau oameni liberi. Nu existau sclavi, nu existau iobagi. Deci, n-ar fi apărut și pe teritoriul nostru, în aceste comunități, în poporul român, n-ar fi apărut feudalism, ci s-ar fi dezvoltat în continuare formele democratice ale poporului trac.